Bună, dragilor, eu sunt Stella Stratulat. Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am ales să vă vorbesc scurt pe două subiecte. Unul, cei care iubesc lucrurile gratuit și doi, cei care iubesc să-și plângă de milă că e sărac, că nu are bani. Deci, haideți să începem cu primul subiect. Pentru persoanele care iubesc lucruri gratuite. Și am să vin cu o poveste. Dar nu este poveste, este ceva real care s-a întâmplat. Am citit un experiment zilele trecute și am zis că neapărat trebuie să vă vorbesc despre subiectul ăsta. Deci s-a făcut un experiment. S-au luat persoane, studenți, care li s-au oferit la cursul respectiv câte un obiect gratuit. Apoi le-a zis, vreau ca obiectele respective să mi le vindeți voi înapoi. Da? Obiectul respectiv costa $10. Ceva le-a dat, niște pixuri din astea, agende și așa mai departe. Profesorul le-a zis, vreau ca tu să-mi vinzi mie pixul înapoi. Ce credeți? Studenții, marea majoritate, 90% din cei care erau în sală, care participau la acest experiment, și-au vândut obiectele primite gratuit la preț dublu, triplu, care a cerut $25 pe respectiv obiect, care 30, care 15, dar nimeni nu a dat pixul respectiv la prețul care a fost cumpărat acel obiect. Deci ce se întâmplă, dragilor? În subconștientul nostru, atunci când noi primim ceva gratuit, automat subconștientul știe că lucrul ăla gratuit costă. Este o energie în el. Cineva a muncit pentru acel ceva ca dumneavoastră să primiți. Și automat tu trebuie să dai înapoi. Știți, v-am vorbit eu în alte filmări, atunci când cineva îți dă un cadou, neapărat trebuie să-i răspunzi cu același cadou. Dacă nu-i răspunzi, tu dai din energia ta. Am vorbit despre asta. Exact așa se întâmplă atunci când primim ceva gratuit. În momentul în care tu primești lucruri gratuite, nu contează ce, dacă tu nu ești conștient de chestia asta și nu întorci respectiv și tu cu ceva, tu vei plăti mai scump. Dar cum vei plăti? Eu zic, cum plătesc? Eu cutia l-am primit gratuit. Bun, nu neapărat la persoana care ți-a dat ție ceva gratuit, dar tu vei avea, fie vei avea niște pierderi sau să zicem factura de curent ți-a venit mai mult decât tu te gândeai că o să vină, sau vei plăti un impozit mai mare față de cel care tu te gândeai că o să-l plătești, sau la caserie, sau ai mers în service cu mașina și mașina ta, tu normal te gândeai că te o să plătești serviciul ăsta atât, dar ai plătit mai mult. Sau ai pierdut banii în piață sau alte chestii, adică tu oricum vei plăti pentru lucrurile gratuite. Acum, sunt persoane care sunt bogați, zice, mă, uite, sunt aia bogați care dau lucruri gratuite. Da, dau lucruri gratuite. Doar că persoanele care primesc lucruri gratuite, ei nu plătesc cu bani, dar ei plătesc cu energia vieții. Banii, la fel, cu banii tu poți plăti din ceva al tău, da? Dar tu poți plăti și cu sănătatea. Tu poți plăti cu șansele tale. Tu poți plăti cu multe chestii care normal n-ar trebui să le dai, dar le dai. Da, gratuit este aerul. Deși, vedeți, cu ultimul timp cam nici ăsta nu prea e gratuit. Au început să ne pună taxe și pe aer. Așa, gratuit este cerul, că ne uităm la soare. Gratuit este marea, că mergem și facem baie. Dar nici asta nu prea este gratuită, că acum vedeți că sunt, mergi la plajă, plătești pentru ce-ți loc și așa mai departe. Dar, m-ați înțeles, ceea ce vine din natură sunt lucruri pe care ne le-a dat Dumnezeu gratuit. Dreptul la viață, dreptul să respirăm, să bem apă, să mâncăm și așa mai departe. Dar în rest, dragilor, nimic nu este gratuit. Pentru orice se plătește. Sfatul meu, atunci când cineva vine cu gratuități, fie îi spuneți, pas, mulțumesc mult, mă bucur că te-ai gândit la mine, fie dacă persoana te-a servit cu ceva, fii bun și răspunde și tu la fel cu ceva în loc. Da, ți-a dat ceva, dă-i înapoi în loc. Vedeți voi acum cu toate promoțiile astea gratuite ce se întâmplă acum în lume? Foarte atent să fiți, pentru că atunci când se dă ceva gratuit, ți se ia înapoi dublu, triplu. Dacă tu ești plin de energie, ai de toate, n-ai decât să dai din ceea ce ai al tău.
Dar dacă tu și așa de-abia te miști în viață și mai vin ăștia cu gratuități, mai bine puneți o întrebare și oprește-te înainte de a lua acel ceva gratuit. Bun, și acum haideți să trecem la subiectul 2. Poporul român în general, balcanicii, hai să-i spun nu doar românii, pentru că am văzut asta și la greci, am văzut și la bulgari, și în Moldova, și în Ucraina, avem noi așa o tendință mereu de a ne plânge de milă, că nu am nu știu ce, că nu am nu știu ce, că sunt sărac, că bani nu am, că lucrurile nu merg bine, că mai bine nu fă chestia aia, că nu este ok. Dacă vrei să mergi într-o țară și întrebi un român care deja este în țara respectivă, gata, ți-ai pus capac singur, că o să înceapă. Nu veni aici, nu este bine, lucrurile merg foarte greu, deci imediat o să înceapă cu plânsul de milă și imediat văd în față doar lucrurile negative. Dragilor, deci în momentul în care ai început să-ți plângi de milă, singur îți pui ție capac. Înțelegi? Ți-ai pus capac. Pentru că așa te vede cel de lângă tine. În momentul în care mergi la un job, mergi la interviu și începi să-ți plângi de milă că am nevoie urgent de jobul ăsta, că nu am bani nici un pic, că am copii acasă care trebuie să-i hrănesc, că am de plătit facturi, chirii și nu știu ce. Automat, antreprenorul o să facă pac și o să te scadă la preț. Înțelegi? O să-ți dea salariul cel mai mic care poate el pentru jobul respectiv să-l dea. O să vadă că ești disperat. Dar dacă tu vei merge sigur pe tine și o să-ți ceri drepturile tale și o să fii sigur că, uite, serviciul meu costă atât. Când mergi la un job, nu merge ca un cerșător. Pentru că oamenii, în momentul în care tu îți plângi de milă, te vede ca un cerșător. Ce faci tu când vezi un cerșător acolo în fața la magazin? Scoți și dai 100 de euro? Nu prea faci chestia asta. Dar niște mărunțișe acolo care ți-a rămas de la căruț, poate ți-a rămas un rest acolo, ceva bănuți, n-am mă săracul de el. Și arunci și lui acolo, da? Exact așa se întâmplă, dragilor, în viață. Când tu mergi pe premiza cerșătorului, vei fi plătit ca un cerșător, vei primi ca un cerșător, viața ta se vor deschide drumuri către cerșători și nici de cum către bogăție. Nu-ți mai plânge, dragule, de milă, nu mai fi cerșător, fii sigur pe tine, cere-ți drepturile, fii cel ce vrei tu să fii cu adevărat. Dacă ai mers undeva și te vei prezenta, te vei vinde scump, asta este ideea. Să te vinzi scump. Ce înseamnă să te vinzi scump? Că aici nu vorbim de fetele alea care stau acolo la stradă, da? Ideea este să fii sigur pe tine. Când te pregătești într-un domeniu, pregătește-te foarte bine. Când mergi, ți-i propui cuiva serviciile tale, deci să fie servicii de calitate înaltă și cere un preț respectiv înalt. Și atunci drumurile tale se vor deschide. Dacă tu în viață vei merge mereu pe premiza asta, o să fie cuiva milă de tine, da, o să-i fie milă de tine și te vor trata ca pe un cerșător. Vei culege doar ceea ce este la bază, nici de cum nu-ți vei face drum să urci sus. Dacă ai ochit punctul de sus, nu te mai uita în jos, mergi în sus, pregătește-te, studiază ceea ce vrei tu exact să obții în viață și aia vei obține. Și aici nu mă refer doar la job-uri, în general. Fetele care vor un bărbat deștept și nu mai știu, ți-ai pus tu acolo pe listă cum vrei să fii iubitul tău, soțul tău, bărbatul tău, da? Gata, nu mai pica în plasa asta că dacă unul a venit și ți-a dat un ceai, gata, pac, te-ai grăbit la măritat. Nu uita de ceea ce ești tu, dar de obicei noi atragem ceea ce suntem noi cu adevărat. Dar terminați cu plânsul de milă, terminați să așteptați cineva să facă ceva pentru dumneavoastră, că e statul, că statul trebuie să-mi dea, că ăla trebuie să-mi dea, că ăla... Nimeni nu trebuie să-ți dea ție absolut nimic, nimeni nu are nicio datorie față de tine, doar tu fii responsabil și fă ceea ce trebuie să faci, dar fă-l bine și nu mai sta cu mâna așa, dar stai cu mâinile așa. Fii campion, fii câștigător și nu mai fii cerșător. Vă pup, vă iubesc și ne revedem la vlogul următor. V-am pupat!